Vom găsi la o nouă rubrică S-a întâmplat cândva. Luna aceasta vom face trimitere la doi preoți de la parohia Valea Neamcului. Mai întâi vom vorbi despre preot Zamfir Ionescu, care a slujit la biserica cu hramul la dormirea Maicii Domnului de la Zurești în perioada 1904-1908. Să spune că acesta s-a născut acum 140 de ani, tocmai de aceea îl aducem în discuție. Zamfir Ionescu i-a urmat preotului paroh Constantin Răducanu, da, care a decedat în 1904. În martie, Zamfir Ionescu a... 1904-1908. Da, și a intrat în... Da, la Dustanciu până în 1911. Da, da. Să zicem că Zamfir Ionescu a fost hirotomit în 1908. Ionescu așadar a absolvit seminarul central în 1902. Era un apicultor, să zice, renumit. El a avut în curtea bisericii, unde era și casa parohială, numeroși stupi. Așadar, el a intrat în funcțiune în noiembrie 1904, dar ce se întâmplă, mandatul lui, să spunem așa, de preot a fost scurt, întrucât a intrat într-un conflict cu învățătorul Vasile Aldea, care era... Și el, la rândul lui, o fire conflictuală. Da. Și lucrurile acestea l-au determinat la scurt timp. Primul conflict a izbucnit în septembrie 1907, după care s-a extins până în 1908. Important este că imediat după cel de-al doilea conflict, preotul Zamfir Ionescu a cerut să fie transferat la parohia Traian, spune el în cererea depusă la Episcopia Buzului, pe motive familiare. În orice caz, cazul acesta de conflict pe care l-a avut cu învățătorul Vasile Alda a ajuns până la Ministerul Cultelor. Așadar a fost un... Da, și probabil conflictul a plecat de la prioritatea asta, cine să fie considerat numărul unu în sat, Vasile Aldea ca director, el ca preot, deci au fost două fire care au avut cam același caracter, deci nu s-au putut acomoda unul cu altul și atunci Vasile Aldea fiind din sat a rămas, celălalt a trebuit să plece. Și acesta este absolvent de școală normală, a stat doar 3 ani în Zurești, tot așa. Din același motiv. Din același motiv, conflictual cu Vasile Alda, dar de data asta se pare că orgoliul lui Alda a plecat și de la faptul că Radu Stanciu era și învățător în același timp, deci probabil o teamă să nu ia funcția de director sau să-i afecteze imaginea de învățător. Cert este însă că și acest preot, Radu Stanciu, a trebuit să părăsească tot din cauza învățătorului Vasile Aldea Zoreștiul, culmea, retrăgându-se și el tot spre zona Brăilei. Da. Deci, tot spre zona Brăilei. Preotul Radu Stanciu s-a născut în data de 17 aprilie 1886. Așa cum a spus dumneavoastră, a fost absolvent de școală normală, după care a plecat la București unde a terminat facultatea de teologie. El provine din mediul monahic, cum se spune. Într-o oarecare măsură, nu a provenit. El a fost hirotonisit preot la 21 de ani, deci în 1907, pentru că în 1908 a intrat. Deci imediat, sau în paralel cu... școala normală, de fapt, după școala normală a urmat și seminarul, fapt care a permis să fie hirotonit și preot. El a fost prima dată hirotonit la mănăstirea Cotești, se zice, de lângă râmnicul Sărat, da. După care a fost iarăși hirotonit
la Zorești. Nu hilotonit, la... este vorba de... A fost hilotonit diacon la mănăstire, iar parohia a primit-o în urma căsătoriei. Așa da, se procedează da, în da. Mediul acesta bisericesc. Soția a fost Maria. Da, au avut doi copii, dacă nu mă înșel. Au avut doi copii, pe Ioan și Aurelia. Așa, nu Ioan, se știu date prea multe despre ei. Ioan s-a născut în Zorești. Zorești. Ceea ce se știe însă mai multe despre Radu Ștanciu este că până în venirea comunșilor la putere, la deținut mai multe funcții și pe linie bisericească și culturală la nivel de județul Brăila, însă nu se menționează ca făcând politică interbelică, cum a făcut alți proști, legionară, liberală, țărănistă. Dar, după venirea regimului comunist, el va ține mai multe predici cu caracter anticomunist, fapt care va atrage represalii din partea noilor organe. Va fi și arestat, amendat și lucrul acesta îl va marca până la încetare din viață în 1956, dacă nu mă înșeală memoria. Da. Se spune că la o Boboteaza din 1948 a făcut o predică anti, 48, da? Anti-regimului comunist. A fost părât de paracliserul bisericii. Da. În orice caz, în perioada interbelică a avut o activitate destul de bogată. Dar nu politică, trebuie subliniat. Nu politică, a avut una chiar culturală, să zicem că la un moment dat îl găsim director la Căminul Cultural Spiru Haret din Brăila, după care la Căminul Cultural Orșenesc. Și de răspundere pe linie bisericească, la nivel de linie bisericească. Da, da. A fost membru în adunarea eparhială a alegerii. Așa, secretar al... Fel și fel de roluri pe care le-a avut în biserică. În 1931, așa cum a spus, a transferat de data aceasta de la Surdila, Greci, unde a fost primul transfer, a urmat cel de-al doilea transfer. Deci unde a stat aproape 28 de ani. Da, la Biserica Sfânta Cuvioasă Paraschiva. Din Brăila, da, asta, așa. El a primit și o decorație, să zice, 25 de ani. Dar pentru mergi culturale și bisericești, deci nu au fost alte aspecte. Dar totuși, ca o dovadă a faptului și activității sale culturale și este faptul că în casa sa a fost redacția unui ziar temporar, să spunem și de mică extindere, Graiul Neamului, care nu a avut așa un ecou prea mare. A avut o apariție minoră totuși, publicistică buzoiană. Și după moartea sa i s-a dedicat o carte biografică, deci după 1990, intitulată Fără frică, în care se scotea în evidență tocmai activitatea aceasta anticomunistă a preotului. Cartea este scrisă de Sergiu Ciocărlan. Așadar, credem noi, bănuim că, fiind vorba despre un preot destul de valoros, cu o implicare spre cultură. Categoric și tocmai poate și această valoare l-a pus în conflict. De pe urma celor două conflicte pe care le-a avut învățător Vasile Alda cu cei doi preoți, se pare că câștii de cazul au avut totuși până la urmă preoții. Nu putem spune că n-ar fi avut dreptate învățătorul Alda, dar și oamenii au fost să zicem, l-au lăsat. Da, da, da. Să spunem că totul ținea de Biserica Ciobănoia, acolo unde Vasile Alda cerea impetuos ca acești preoți, Zamfir Ionescu și Stanciu Radu, să slujească cât mai des. Așadar... Doar o precizare să mai facem. După Radu Stanciu a venit Mareș Angelescu, care îl găsim în timpul primului război mondial preot la Vernești. Da. Iată, cei doi nu îi găsim implicați în politică de niciun fel. Atenție, nu îi găsim în mișcarea legionară. Cine?
pe Stanciu Radu și pe Zamfir Ionescu. A, mai puțin, pentru că cel puțin Stanciu Radu a fost luat în colimator, să spunem așa, mai mult pentru plecându-se de la acea predică anticomunistă de la Bobotează, urmând apoi probabil altor lansări de zvonuri, pentru că obișnuia și acest lucru, deci zvonistica, cum se spune, și în ziua de astăzi. Și atunci, deci, a suferit rigorile regimului de atunci. În timpul cât a fost preot paroh, Stanciu Radu, s-a întâmplat să ardă și biserica veche a satului, care era situată în cimitirul de astăzi, nu? Totodată și cu casa parohială. Punem punct aici acestei rubrici. Pe data viitoare. Ne vedem în luna mai. La revedere!